Raluca Anton în direct cu noi prin Skype. Bine ai venit, Raluca, pe drum cu prioritate. Bine ai revenit. Felpus, mă bucur să vă fiu alături și sper că toată lumea e pregătită pentru programarea noastră de azi, nu? Mai ales că e Ziua Mondială a Sănătății Mentale, e o zi foarte importantă în acest domeniu și chiar te-aș ruga să ne spui ce putem face ca să ne păstrăm sănătoși la cap și ce putem face când ne dăm seama că avem poate mici probleme și ar trebui să revenim așa pe un făgaș normal. Vezi, uite, atunci când vorbim despre această zi a sănătății mentale, ne gândim de foarte multe ori că sănătatea mentală înseamnă absența bolii. Sunt sănătos mental sau mintea mea este sănătoasă dacă nu mă doare ceva sau dacă nu simt, dacă nu am o suferință foarte mare. Însă poate durea mintea? Mintea doare, ca să spun așa? Da, ori expus, mintea doare atunci când emoțiile dor. E o expresie, știi, te doare mintea când auzi așa ceva care te surprinde. Dar mie mi-ar plăcea să vorbim despre sănătate mentală și atunci când nu vorbim despre suferințe emoționale și să vorbim despre asta exact așa cum vorbim despre prevenție în medicină. Cred că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care am putea să le facem pentru a avea grijă de noi, nu doar din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere emoțional. Și asta înseamnă să fim atenți la noi înșine, la mintea noastră, la emoțiile noastre, la corpul nostru, la cum se simt emoțiile în corp și la ceea ce facem, la comportamentele noastre în fiecare zi. Corect. Nu doar în care ni se întâmplă ceva. Știi că la fel se întâmplă și în domeniul psihologiei. Mergem să apelăm la ajutor de specialitate, orice înseamnă ajutor de specialitate, că este un psihoterapeut sau că este în zona aceasta spirituală un duhovnic sau împărtășim cu cineva apropiat, atunci când trecem prin perioade dificile. Ori în psihologie nouă nu ne prea place să batem fierul când e cald. Nouă ne place să batem fierul când e rece. Pentru că atunci când există emoții foarte intense, oamenii cu care noi lucrăm să aibă deja unelte pe care să le poată folosi, astfel încât să nu stea atunci pe avarii să caute răspunsuri la ce aș putea face să-mi fie mai bine, cât mai degrabă să știe deja niște tehnici, niște lucruri despre propria persoană. Mie mi-ar plăcea să fie Ziua Sănătății Mentale în fiecare zi. Deci se merge pe prevenție cumva și în acest domeniu, nu numai atunci când te doare, între ghilimele, ci ar fi bine să ai grijă cumva de mintea ta în fiecare zi, prin tot felul de exerciții, prin tehnici de relaxare sau... Dar, Radu, nu e păcat să nu facem chestia asta, având în vedere că avem acum atât de multe cunoștințe din domeniul psihologiei, mai ales de când cu pandemia așa de multă lume vorbește despre asta. Sigur că aici intervin foarte multe lucruri care țin de cum filtrăm informația aceasta. Dar nu e păcat să nu avem grijă și de mintea noastră și de emoțiile noastre, acum că avem atât de multe resurse. Și apoi, apropo de ce spuneai tu, resursele acestea pot veni din foarte multe domenii. O resursă poate fi să învăț să mă organizez mai bine pentru ziua de mâine dacă îmi dau seama că nu sunt suficient de structurată. O resursă poate fi să învăț să am mai mare grijă de corpul meu și, cum ne place nouă să spunem, să ne ascultăm corpul atunci când îmi dau seama că eu nu sunt atentă la asta, cât mai degrabă mă plimb așa cu corpul acesta dintr-o parte în alta fără să-i acord atenția necesară. Să învăț să-mi numesc emoțiile, să pot să spun la finalul unei zile ceea ce am simțit azi este... îngrijorare, bucurie, tristețe, deznădejde, bună dispoziție. Să învățăm pur și simplu să ne dăm, mie îmi place să-i spun, un check-in în viața emoțională. Să stăm să ne uităm puțin la noi înșine, nu doar din perspectiva asta obiectivelor pe care le-am îndeplinit, cât și din perspectiva grijii pe care am avut-o față de noi înșine. Și neapărat să căutăm resursele care ne ajută. Altfel, știm să consumăm resurse, fiecare dintre noi. Mă întreb câți dintre noi punem la loc resursele respective. Ne dăm check-in și săptămâna viitoare la psihologul Raluca Anton. Îți mulțumesc foarte mult pentru sfaturi și cred că și cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mentale se spune, nu? La mulți ani sănătoși să fie. Așa, să fim sănătoși. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă programare la psiholog. Numai bine, seară frumoasă! Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu.